Este ușor a da cu piciorul în țepușă sau a spune adevărul, de dragul adevărului cu majusculă. Există o problematizare în formarea educației de gen. Nu știu de unde a ieșit nevoia de formare în domeniul acestei ideologii. Nu cred că autoarele acestui ghid manual, dinpreună cu cei implicați în întâlnirile și atelierele de lucru, reprezintă vocea națiunii și a libertății neamului nostru, ci dimpotrivă scursura imoralității călcării poruncilor dumnezești, a promovării unei spiritualități sterpe în pofida celei hristice, a vestirii vremurilor grele de desfrâu ridicat la rang de cult, precum și a slăbirii nepermise a sevei și vitalității neamului nostru. Nu putem binecuvânta această nebunie, dar nici nu-i putem condamna pe cei ce s-au dedat la rele. Nu jubilăm la auzul acestor cuvinte și inițiative, dar nici nu-i jugulăm pe cei care le promovează. Noi formatori ai acestei ideologii și educații menționează faptul că formarea inițială a profesorilor nu conține elemente de gen, că sunt puține mențiuni și că nu există o abordare unitară. Iar dacă oferta de cursuri de formare de la casele corpurilor didactice nu atinge tematica aceasta, pentru că nu este văzută ca o prioritate pentru profesori, nu știu dacă să mă bucur pe moment sau să mă îngrijorez pentru ceea ce urmează. Mulțumesc frumos pentru o clipă de sinceritate. Ce se va întâmpla însă în cadrul formării continuă a profesorilor, când tematica propusă spre predare va căpăta o oarecare unitate și structură de propagare și propagandă? Există cu adevărat o nevoie a introducerii ideologiei și educației de gen, a egalității de șanse în materiile didactice în predarea la clasă? Din punct de vedere statistic, o minoritate didactică cu afinități și preocupări probabile în această zonă colaborează cu diferite ONG-uri despre care nu știm cine le finanțează și mai ales ce hram poartă. Majoritatea profesorală este cu minte, vocațională, își face datoria cu o sârdie, căutând educația copiilor și nu îndobitocirea lor. Văd semne îmbucurătoare în varii situații de excelență didactică, unde acuzei de analfabetism funcțional, acești apostoli ai educației înalte răspund ferm și delicat printr-o alfabetizare senzorială, practică și decisivă în formarea omului și a viitorului acestuia. Mă interesează și mi-aș dori o educație inclusivă, nu una care dezbină, una completă, nu una fără niciun viitor. Educația ar trebui să cultive minți și inimi luminate, cu axiologie și conținut critic și ziditor de suflet. Am auzit apoi despre o formare inițială în acest sens pentru predarea ulterioară copiilor cu nevoi educaționale speciale, cu dizabilități, etc. Cred că acest interes pentru egalitate de șanse în acest context nu acoperă adevăratele nevoi psihosomatice ale acestor copii. Nu vreau să cred că s-ar putea cultiva inepții și devianțe comportamentale ca în pelicula de altfel premiată cu Ursul de Aur la Berlin, Taci minat sau Nu mă atinge-mă. Cred că trebuie să avem o discreție în gestionarea necazurilor,
și nu o deformare comportamentală îndoielnică. Nu cred că este necesară o focusare metodică pe aceste cursuri de formare. Însăși denumirea este dubitabilă, cu sau fără șanse, cu sau fără interes. În ceea ce mă privește, nu sunt de acord. Le consider neavenite și alienabile de la adevăr.